Suntem foarte onorați pentru evenimentul cultural care se întâmplă astăzi în bibliotecă. Doamna Maria Cocaudișanu este prietena noastră, este prietena copiilor de foarte mulți ani de zile. Pe rafturile din bibliotecă se găsesc toate volumele de poezii ale domnului sale. Și pentru că am vrut ca primăvara să vină puțin mai devreme, am luat înainte, iată că doamna Maria Cocaudișteanu ne oferă un mărțișor, un mărțișor de suflet, care ne încântă și care ne onorează. O altă prietenă, o doamnă de suflet a Bibliotecii Municipale, este doamna profesoară Mioara Gafencu. Am avut onoarea să fie profesoara mea de limbă și literatura română în anii de liceu și domniei sale datorez foarte mult pentru dezvoltarea mea personală. Domnia sa va prezenta cartea Acest copil de suflet care ne va fi prezentat astăzi. Vă rog mult, doamna profesoară. Adresez vouă cei mici frumoși și prin care simțim o dată mai mult că ziua de astăzi, când e soare, comandat soare de la doamna autoare și de la noi toți ceilalți, ca să ne simțim bine cu toții și, într-adevăr, formula aceasta de vestitoare în primăverii să fie concretizată, în primul rând, prin prezențele voastre, că ce e mai frumos decât un suflet de copil și ce e mai frumos decât să vibrăm ca un suflet de copil. Încât foarte bine aleasă ziua de astăzi și foarte bun prinosul pe care îl aduce poeziei doamna Coca Maria Udeșteanu, care ne-a invitat într-o zi de pre-primăvară și de primăvară adevărată în incinta aceasta sacră, care atât de bine se potrivește și se armonizează cu tot ceea ce este pe pereți și în sufletele noastre ale tuturor. Pe o chemare la a degusta frumosul acesta, care concurează cu frumosul vieții noastre, pentru că în timp veți afla că, de lângă frumosul natural pe care îl contemplăm, fie de la geam, fie din plimbările noastre pietonale, există un frumos artistic care face casă bună cu acest frumos natural și care ne îndeamnă pe noi, pe fiecare, să fim mai buni, mai puri, mai frumoși. Este vorba de frumusețea sufletească pe care natura ne-o prezintă și pe care un pondel iscusit sau un penel iscusit ne-l păstrează în felul acesta pentru a-l privi și pentru a-l degusta în întreaga frumusețe. Aș vrea să vă spun că doamna Coca Udeșteanu rezonează la acest frumos natural și la acest frumos artistic și în dubla ipostază de mamă și de scriitoare încearcă să
aducă tuturor o porțiune, un buchet, o abundență chiar de frumos pe care vi-l dăruie prin stăruința condeiului domniei sale, prin perseverența cu care și încălpățânarea cu care s-a hotărât să scrie în continuare, nu doar pentru domnia sa, ci pentru noi toți cei mari, dar în special pentru voi cei mici. Pentru că noi cei mari, citind poeziile doamnei Mucășteanu, nu putem privi decât la adevărata valoare conținutul lor, pentru că poezii nu sunt decât așa cum se clasifică convențional, poezii pentru cei mici și poezii pentru cei mari. Adevărata poezie, chiar dacă este adresată celor mici, este o poezie mare și încântă deopotrivă și bunici, și mame, și copii mai mari, și așchiuțe ca voi. De aceea consider că și întâlnirea de astăzi, pe lângă faptul că poate să stabilească adevărata dimensiune a relației dintre scriitor și cititor, este o bază temeinică prin care ne putem raporta la actul acesta grațios și sublim al frumosului în receptarea voastră de copii care acum vă formați și care poate mai târziu veți fi mari recitatori, veți deveni actori, veți deveni scriitori. Și din acest punct de vedere, un moment ca cel de astăzi este onorant și ne onorează deopotrivă pe toți și ne adună într-o mare familie, familia iubitorilor de frumos. În primul rând, vreau să iertați întârzierea, mai știu că acum să desincepe acțiunea dumneavoastră. Și în al doilea rând, îmi prag din mărțișor, dați-mi voie să salut frate doamnele frumoase de mână în sală, domnișoarele, să vă urez o primăvară frumoasă, cu bun împlinit, tot ce vă doriți dumneavoastră. Vă dați seama că după doamna profesoară n-am să încep eu să vă spun cum și ce este cu poezia. Dar în 10 minute de când am sosit în rândul dumneavoastră, mi-am dat seama și mă adresez copiilor că aveți, dragi copii, aveți poezii, tot ce vă place vouă. Pentru că vă spun că sunt tatăl meu fetiță în clasa 3-a. Aveți poezii despre toamnă, poezii despre iarnă, poezii cu căței, am văzut ceva cu culeți. Deci nu vă rămâne decât din această frumoasă carte să rămâneți măcar cu o poezie. Și în încheiere, autoarei să-i urez multe cărți. Am văzut că ritmul este destul de alert. După calculele mele, fiind de comisie profesie, undeva în 2014 vom avea parte de nouă carte. Vă felicită! Dragi copii, doamne, mărișoare, mărișoare, în această frumoasă zi, doamna Augustan, de în calitatea sa de mamă și în același timp fiindcă, doamna Cuca Maria Mucășteanu ne cheamă la cuibul de lucruri în universul copilăriei și cum putea să fie el. Cum putea să facă cu suflet cu atâta de adânc de trăire, cu atât de mare dragoste față de copii. Cum putea să o facă decât prin poezie? Prin poeziile sale, de asta de vorbă cu copiii, transmițându-le trăirile și dragostea sa, învățându-i totodată să iubească frumosul, omul și natura înconjurătoare. Din comoara sufletului său, își revarsă această dragoste către copii, o lumină pură și binefăcătoare. Și cum ar putea fi altfel,
perpetuiat un copil e o minune. Un copil e o legendă, un copil este o țară, un copil este o povară și tot ceea ce avem mai sfânt. Ceea ce noi, cei maturi, gândindu-ne înapoi la legile copilăria noastră, ne face să o admirăm și să dorim mai departe să scrie frumoase poezii și tot mai frumoase poezii cum am scris și scrie, să scrie în continuare și cu putere cât mai mult. A face un adaos aici. Ce bine ar fi dacă educatorii se întâmplă totuși acest lucru, dar educatorii pe parcursul activităților să pună copiilor anumite întrebări, anumite teme care să vorbească despre maturi și la anii maturităților sau la anii bătrâneții să recitim acele ce spun copiii la vârsta respectivă, iar noi, cei care vom ajunge maturi, să devin precum copii. Să închidem acel cer al, spunem, al dragostei, acel cer al Universului Copilăriei. Copil, matur, copil. Nu degeaba se spune că bătrânii se întorc, devin copii. Dar nu se supune al cuvântului, spune copilăria, că cel ce are grijă de copii și de bătrâni, ce se spune? Îi se iartă multe păcate. Și ce frumos este să putem avea grijă de copii, să-i creștem, să putem avea grijă și la fel, la rând, și de cei în vârstă. Eu vă mulțumesc și doresc. Nu mă simt copleșită, m-ați copleșit cu adevărat. Nu mi-am închipuit, totuși, că îmi veți face asemenea surprize. Am rămas mută, mi-ați luat graiul. Nu știu dacă mai pot sau dacă mai sunt în stare să vă mulțumesc. Începând cu doamna profesoară Gafencu, care mi-a făcut o prezentare. Nu știu dacă o merit și dacă mi se cuvine, dar promit că o să încerc să corespund celor spuse de doamna în continuare, dacă n-am reușit până acum. Vă mulțumesc mult, doamna profesoară. Vreau să vă spun așa, că am de mulțumit la atât de multe persoane pentru ceea ce fac, încât nici măcar nu mă hazardez să încep cu cineva, pentru că s-ar putea să uit exact pe cine ar merita mai mult. Dar cei care știu că m-au ajutat vor simți în sufletul lor mulțumirea pe care le-o aduc astăzi, mulțumire pornită din sufletul, din inima mea, și vă rog să mă înțelegeți că sunt atât de emoționată, pentru că nu mi-am închipuit că va lua o asemenea amploare. Eu am vrut să fie o mică acțiune, așa, o mică prezentare de carte. Vă mulțumesc din tot sufletul și mai ales copiilor, doamnelor învățătoare, pe care nici măcar nu le-am văzut în viața mea. Vă mulțumesc din suflet, Doamne. Vă mulțumesc, copii. Vă sărut pe toți și vă iubesc. Pentru voi fac asta. Maria Aldișteanu ne-a obișnuit ca aproape anual să ne invite să participăm la apariția unei noi cărți a domniei sale. Iată că și astăzi avem plăcerea să fim împreună la această prezentare de carte care o certifică pe autoare ca o autentică și remarcabilă poetă fătricineană. Este ușor să scrii o carte? Eu cred că nu. E nevoie de talent, hotărâre, tenacitate, foarte multă muncă și, de ce să vă spunem, și câțiva bani. Eu am mulțumit tuturor. Da, este știut că mulți pricep puțin procesul de creație și cât de greu este și cât de greu se desfășoară acest proces. Orice carte poate avea oarecare valoare socială, poate aduce chiar recompense, poate nu. Dat fiind gustul schimbător al publicului. Dar este nefericit cluditorul care în artă muncește doar în așteptarea răsplatei și va suferi cel mai mult când nu va primi nimic din partea publicului. Noi îi dorim acestui talent autentic, dublat de un om încântător, prietenos și demn, multe succese continuare și îi oferim cu sinceritate dragostea noastră și aplauzele îndelungate, meritate de acum și până în viață. Felicitări pentru încăpere! Letizia e foarte păcos din streț. A adunat poeziile pentru copiii din zonă.
și le-a oferit un alt adevăr, o asemănătoare, în care noi astăzi suntem ascunși vers de afane, ușor de înțeles și reținut, unele cuvinturi și personaje jucăușe, dar frize de morală, atât pentru copii, cât și pentru noi. O întâlnire emoționantă asta, între copiii care au recitat cu sufletire versurile poetei și noi adulții, care învățându-ne cu gândul la anii copilăriei, ne dorim să rămânem cât mai mult cu sufletul de copii, căci doar așa ne vom simți mai bine. Îmi plac poeziile doamnei Mișteanu, am spus-o și cu celelalte ocazii, la lansările ei, și acum că există un proiect inedit de carte pentru autorii de poezii pentru copii, intitulat Universul Bucuriei, dedicat copiilor români și de pretutindeni, i-aș dori să adere la acest proiect, care ar putea să bucure cât mai multe inimi. Felicitări și mult succes în continuare! Și pentru că povestea Mălinului are rădăcini și a avut rezonanță în multe suflete zilele acestea și pentru că a adus în atenție domnul profesor, de doamna Virginia Simon. În Cartea Doamnei este o poezie Mălinului, nu o să vă citesc toată, dumneavoastră o să o descoperiți, este foarte frumoasă, doar un nostru. Visează liniștit și odihnește-te sub soare. Frunzele în fiamă doar să vină povestea ta, Doamne. În numele colegilor educatoare din oraș, pentru ajutorul dat prin cărțile pe care ni le oferă, în ajutorul pe care îl avem în activitatea noastră. Învățăm cu copilașii aceste poezii, nu numai noi, nu suntem numai noi beneficiari, ci și colegele din zonă, pentru că distribuim aceste cărți în cercurile pedagogice pe care le avem în zona Politiceni și chiar în tot județul. Ne bucurăm de acest material didactic, să-i spunem, auxiliarele didactice pe care noi le folosim în activitățile noastre și aș vrea să spun două cuvinte și despre alte activități pe care le desfășurăm împreună cu doamna Maria Cocau-Lișteanu în unitățile preșcolare din oraș. Derulăm proiecte educaționale în cadrul programului național Să citim pentru mileniu 3, chiar dacă cei mici nu citesc, citesc imaginele din cărțile noastre și de fiecare dată când avem astfel de activități, doamna Maria Cocau-Lișteanu este în mijlocul nostru cu toată dragostea pe care o are pentru copii și cu toată dragostea pe care a pus-o în aceste versuri pe care copiii, așa, nevinovați, sincer cum sunt ei, le recită în serbările pentru părinți, în serbările din concursurile pe care le avem noi și pentru toate acestea îi mulțumim, o felicităm, îi urăm multă sănătate și putere de muncă să mai poată scoate astfel de volume care nu o să ne fie de un real folos. Mama Coca, fiindcă știe că vă place, Mama Coca să scoate o gustoasă prăjitură, se va topească în gură. A pus ouă și făină și a mai pus și margarină. Apoi zacă și arome și a așezat în forme. A luat o crescun, numai bun pentru umplu, cu o cremă parfumată, de miroase casa toată. Fructe peste ea a pus și un dos se frișcă sus. Pentru voi e pregătită, hai poftiți că e servită! Bravo! Tremuri, ai emoții? Nu, ai din bărbat. Pe stradă un băiețel. Parcă e tras dintr-un linel. Parcă iute în bărbătește. Fiindcă el și cam grăbește. Ochii-n șumblă roată. Să cumpind răstoata toată. Roșcată. Ieșirea ta e roșcată și te ia la poiată. Cred că ați recunoscut-o. Rațe plac, gâștre plac, ba și câte cotcotac. Ce mai vrei tu prefăcut-o? Grivela trebuie spre poiată.
A venit vulpea roșcată. Mama sare, tata sar, sar cu toții în picioare. Au croit-o buia, fugi de la poiata mea. Lasă-mi păsărele în pace, că te-ai te pentru cojoace. Să nu mai vii la poiată, ai înțeles tu și rată. Frumoasă și bunivingă. Ne-n parmă o furnică, furnicuță, draga mea. Te rog, dacă ai putea, învață-mă și pe mine cum să fac să fiu ca tine. Te trezești de dimineață, dai o fugă până la piață. Mă turcați astfel cătești, copilar și zicănești. Tu din zonă... Ducea vina, adorării un cățel, este foc ce prinde el. Merge vesel pe cărare, cu ale frutură în mânt, dar cu nații spre pământ. Urmărește o albină, harnică și gospodină, care n-are timp să-l vadă. Ea-ți vede de-ai treabă, culege din floare în floare, mirea dulcea rământare. Dar deodată, pe cărare, vei veste o arătare. N-are aripi, nici picioare, are numai două coarne și o cață în spinare. Se crucește adorând și în jurul ce învățește, iar să pun la papire. Dar văzând la mea coroanță, necuțat, cum sunt cață, furios, adorerea, iar de la bă ce la aruncă drept în iarnă. Dar în graba lui cea mare o atinge pe ea vină, care fără nicio vină pe loc s-a enervat și pe lasă a înțepat. Schiunând în gura mare, Azorel îți dă coada între picioare și o poartă pe, pe cărare. De colo, de iarba deasă, mergând, scoate coarne ce tine. A ieșit acum din casă privind după Azorel. Lângă o pereche mică, el furnic și ea furnică, au ieșit în primăvară să se plimbe pe afară. Dar de cum s-au întâlnit, pe loc s-au îndreptat. Atât. Și iată ce au hotărât. Furnicuță, furnicuță, vrei să fie a mea? Dacă vrei, te fac mireasă și ți-au rochea aleasă. Dar, furnicule, mi-e drag, vreau să-ți plec o casă de drag. Nu gândică-ți măruțică, harnică-ți ca o furnică. Coca astăzi face o gustoasă prăjitură să vi se topească în gură. A pus ouă și făină și-a mai pus și margarina. Apoi zahăr și arome și a așezat o fără. A luat-o la frecut, numai bun pentru umplut. O credoi, din plin să-i trăim bucuria și nu vă mai gândiți numai la voi. Și voi ați fost copii odată și v-a plăcut să vă jucați, dar totul ați uitat de-ndată și vreți să fim mari învățați. Voi v-ați jucat cu mingea și păpușa, nouă ne-ați dat calculatorul. Haide, hai, amintirilor, deschideți-le ușa, nu le lăsați să știa zborul. Mică e purica. Pori. Poreclit, ureche lungă. Hai să intri. Tremur tot, tremur de frică. Alerg nimeni să mă ajungă. Știu cum ați intrit. Am venit. Am venit la voi aici, că aveți varză gustoasă. Nu mi-e frică de furnic. Rău la frunze, nici că-mi pasă. Însă tare mi-este frică de din rău ce venit. Cred că-l cheamă Azorică, sper să-l audă nimic. Roaderică e purică, dar Dumnezeu l-a văzut. O tulește plin de frică și se face nevăzut. Copilașii de la bloc nu au ei acest noroc, ca să vadă cum răsare din pământ și îngășepare. Când dovorește gere și se lumele și mare, gerul, de sufrozele uscate, când doamna a fost uitată, se iubește un degetăm galben, verde, mitinden. Și din zi în zi îl crește, iocelul îl simtește, cerul alb de bui în lumina soarelui, de cerișor, Îl privește spre răzăr. Și se întreabă cum era, din păzărea care o are. Thank you.
Că cu fiecare ocazie îmi învăț copiii să recite, pentru că în momentul de față este o dilemă și în dorința de a găsi versuri cu cât mai noi, cu cât mai puțin folosite, am descoperit-o pe doamna Putișteanu și după aceea ne-am descoperit ca persoane. În versurile sale am găsit sufletul copilului, așa cum este el, cu taine, cu ascunzișuri, cu frumusețe, cu frumusețea aceea copilăriei, cu curita. Mulțumesc! Cuvintele sunt puține. Să vedem dacă reușesc și copiii, pentru că au emoții foarte mari. Și am încercat să-i opresc zadarnic. Nu s-a mai putut. Ei, plânsul meu, nu l-au văzut. Și atunci nu se mai vede. Străini în patru de la mine. Pe mine abia te măzăresc. Și cerul meu e tot meu. Străin ca putul cel de putul. Sunt alți în orice tare casă. Și nu știu unde să mă duc. Eu nicăieri nu sunt acasă. Durerea mea, cine o alină? Lacrima mea, cine o știe? Sunt vinovată foarte de bine. Sunt tu cu stil ce totuși merge. Să ai părinți, să îi ai. Ce poate fi mai trist pe lume? Și vina, pe cine să o dai? Nu știu ce poate fi anume. Un pui de om sunt astăzi eu. Iar cuibul meu e împărțit. Sunt derutat și alerg mereu. De viață sper că am ețin. Nu știu și nici nu știu ce drum să aleg. În viața asta sunt mare, e atât de greu să înțeleg ce e cu mine dintr-o dată. Copil, mai tare. Privirea ta, ce tare doare, dar să nu uita. Nu uita că tu existi, că ai și tu un loc care găsește-ți drumul tău în viață. În lume să fie împlinit. În suflet. În suflet, să păstrezi anume, să dăruiești ce tu n-ai primit. A trecut. Hăi doar o clipă. Și-a lăcrimat fulgul de nea, căci n-a putut îndeplini dorința mea. Bal de iarnă, colo sus, în vântă de al. Iarna dă un mare ban, vântul suflă din cavan, cioara bate la samba. Fulgi amețit dansează, toată lumea se distrează. Vrăbile boiate, joacă până pe serate. Ramurile în balans, se pornesc acum la dans. Vântul suflă îndrăcit, ritmul s-a mai intensit. Sârba fulgilor pornește, tot în jur îi dispălește. Sunteți duioasă, moșcăciune, moșcăciune. Tu ești darnic și ești bun, dar eu am ceva spune, iată ce am eu în gând. Nu vreau darul pentru mine, am destule și de toate, dar un băiețel știu bine că abia răzbate, că părinții au murit, a rămas al nimănui, e atât de nefericit, nimeni n-are grijă. De aceea te-aș ruga, fiindcă știu cât ești de bun. Dă-i ceva din tolba ta ca să simtă că-i Crăciun. Dă-i o haină să se îmbrace. Iar la frigul este greu. Ceva dulce dă-i că-i place. Foame lângă el mereu.